Șahul ia amploare la Târgoviște, din ce în ce mai mulți jucători sunt tentați să participe la concursurile organizate de Clubul Chindia. 25 dintre șahiștii valoroși, spun organizatorii, au răspuns unei noi provocări ocazionate de Zilele Cetății și au participat la un concurs de șah blitz. Este un concurs de șah fulger, se numește șah blitz, organizat cu ocazia Zilelor Orașului Târgoviște. La acest concurs avem 25 de jucători, sunt niște premii în bani, este un exercițiu foarte bun pentru iubitorii sportului minții. Nu pentru prima oară, concursul s-a desfășurat în aer liber în Parcul Mitropoliei. Au venit șahiști foarte valoroși, care oameni care iubesc șahul. Dacă vedeți atmosfera, o atmosferă liniștită, plăcută, se joacă 7 runde, e un joc foarte antrenant. Pentru jucători, astfel de concursuri reprezintă adevărate provocări și își pun la încercare strategiile de joc. Mi se pare o idee bună acesta cu concursul de șah, pentru că lumea vine și se duelează, practic, adică și arată strategiile de joc. Mi se pare o idee bună pentru că este relaxant șahul, mi se pare o idee bună pentru că este distractiv și cât mai multă lume ar trebui să facă asta. Pentru a-i stimula, organizatorii au pregătit și premii pentru cei mai buni dintre cei buni.